Elena Pagu are 92 de ani și nu se încadrează în niciun tipar al vârstei. Este vlogger, are 3 recorduri mondiale la marș sportiv și 10 de medalii și trofee. Are simțul umorului, o minte lucidă și o imunitate de invidiat. Niciodată în viața ei nu a luat antibiotic. A început să alerge la 57 de ani, imediat după pensionare, de teama de a nu face depresie. La început i-a fost greu, dar a reușit să treacă cu ușurință peste toate ironiile celor din jur. Alergarea la noi are o tradiție mai târzie. Eu, când mi-am terminat activitatea de 35 de ani de asistentă de ocrotire, am făcut un sindrom depresiv, de inactivitate. Și soțul meu a zis, ia-ți o pereche de papuci comos, du-te și alergă. Și m-am dus pe marginea unei păduri, la Mărginen, de exemplu. Și am alergat, și am alergat, și am transpirat, și așa. Și m-am întâlnit cu cineva, ce dracu ai tu? M-am întâlnit cu cutare și o să că ai nebunit. Te-au văzut așa transpirată toată și pe tricou și ce cu tine, ce te-au fugărit? Vedeți? Tradiția nouă. Până când lumea s-a deprins, sau alergam pe undeva și treceam pe lângă o cârciumă și era așa. Și fugi, mamaie, hai să iem o trucăția. Așa era privită alergarea. Să știți, n-a fost de la început lumea obișnuită cu treburi din astea așa. Care nu era obișnuită lumea. A fost foarte greu, să știți. Erau două femei și ziceam, asta în loc să ducă scaute de morți la biserică, aleargă din nebună. Da. Vedeți? Așa a fost. S-a întâmplat altă dată să-mi spună în Ceoslovacia că primește, nu știu, o mențiune, dar altă dată să nu mai vii. Pentru că eram vârstnică. Vedeți? Sunt anumite concepții. Sunt anumite concepții. Dar eu nu m-am lăsat. Eu n-am spus ce mi-a spus să fac, dar mă duc eu în altă țară. Și m-am dus în altă țară. De unde aveți bani să mergeți la competiții, să vă asigurați intrarea în diverse concursuri? Doamne. În general, la noi în România, bătrânii, din păcate, pe de drept, ajung să își drămuiască fiecare bănuț. Pensiile sunt foarte mici, sunt bani pentru medicamente, bani pentru întreținere. Eu am dat foarte mulți bani din punga mea. Odată am plecat până în Canada, numai cu banii dați de mine. Și eu spun așa, dom'le, ce-mi lipsește mie? Când ai unde sta, ce mânca, ai ce-ți trebuie în casă ca să te servești din toate, banii poate să fie un simbol. Dar am fost și sponsorizată cu mult. Care ar fi secretul să fiți până la 92 de ani o persoană tânără, să nu vă îmbolnăviți deloc, să nu luați antibiotic niciodată și să vă mențineți în permanență bucuria asta de viață? Păi, eu cred că la bază totuși este ceva genetic. Mama mea a trăit aproape 100 de ani și este din satul unde am trăit eu, era singura femeie care participa la jocul copiilor, la alergări, la bața scunsele, la aruncat cu greutatea. Da, cred că este ceva și din familie, însă și faptul că eu m-am obligat să fac un liceu de 8 ani, așa se făcea atunci, la o distanță de 7 km. 7 dus, 7 întors. Îi făcea timp pas alergător? Nu. Îi făceam din marș. Și probabil că unul din secrete este sportul. Unul din secrete este, da, maniera în care m-am format ca adult. Și cred că și asta mi-a creat o imunitate absolută. Nu știu dacă este absolută, probabil dacă mi-ar aranja cineva o hepatită cu un ac,
aș face și eu hepatită, dacă nu se poate. Dar așa, lucruri efemere din astea, așa, răcel, guturaie, na. Eu știu să rup un os, o tibie, da, să-mi pună ceva până când se reface și să-mi scoată pe urmă materialul sau să-mi rup un umăr sau eu știu ce. Sau o hernie de disc să fie făcută că am căzut de la înălțimea nucului, cine știe unde. Vedeți? Și chiar și perioadele astea de refacere la mine au fost foarte scurte. În primul rând, nu accept alimentele fabricate, băuturile fabricate. Mie întrebi vinul de la bază, mie întrebi Horinca de la satul mare, din pere sau din mere sau din prune. Din această Horinca, eu beau atâtuca numai că nu prea mi-e foame. Da? Dacă n-am băut Horinca, o jumătate de pahar de vin care știu eu că e vin. Deci în fiecare seară, după masă, o jumătate de pahar de vin. Elena Pagu e singură, la fel ca mulți dintre cei peste 3 milioane de români care au peste 65 de ani. Crede că inima nu face niciodată riduri, iar tinerețea este, de fapt, o stare de spirit. Ceea ce fac eu și prinde și pregătirea, este un mod de viață. Nu este vorba numai de un antrenament în mod special pentru o competiție. Știți? Într-adevăr, acum țin seama că există o competiție în Polonia, mare, mondială. Și aș vrea și eu să mă urc pe podium acela lumii, pe locul întâi, să mi se schimbe numele din Pago în România, să aud sute de aplauze, să-mi lăcrimeze ochii și să nu mai pot de bucurie. De câte ori s-a întâmplat lucrul acesta? Să fiți pe podium, da. Să câștigați primul loc și da. Să aveți inima da. Așa... Păi s-a întâmplat vreo 13 ori. Acum îmi doresc, din două probe, măcar unul să fie record mondial. Ce ar trebui să facem noi românii ca să fim un popor sănătos? Noi, respectând tradițiile noastre minunate și sănătoase, ne-am implicat cu tot felul de preparate din străinătate care, în mod sigur, au o doză de nepermis pentru organism. Ar trebui să luăm din străinătate, dacă mai luăm, să luăm numai ce este natural și nefabricat în niciun fel. Numai produse naturale. Acum ne-am emancipat așa de tare, încă și morcovii aducem de la Honolulu. De ce oare? Nu mai suntem noi în stare să facem morcovi și roșii? Și suntem sau nu suntem un popor bolnav? Nu suntem chiar așa de sănătoși cum am fost când ne-am întreținut din ce am putut noi face. Ce ar trebui să facem noi ca să ajungem așa ca dumneavoastră, la 92 de ani? Da. Vedeți, trebuie să observați că totuși oamenii care sunt mai harnici și care fac multă mișcare pe lângă gospodărie se bucură de o longevitate. Nu e același lucru ca atunci când alergi și se creează o anumită stare a întregului organism decât atunci când lucrezi în gospodărie și sunt numai anumite grupuri de mușchi. Să alerge sau să facă marș, ca să nu fugă din țară.